Investițiile în sisteme de irigații pentru fermă își arată clar avantajele într-un an agricol dificil. Dar avantajele unor culturi bine irigate sunt foarte mari atunci când vorbim de utilizarea lor în zootehnie. Pentru o fermă de creștere și reproducere a vacilor de Angus, spre exemplu, faptul că se poate obține o recoltă bună de porumb, chiar și în condiții dificile de secetă, înseamnă chiar mai mult decât recuperarea investițiilor. Cătălin Corbea, fermier din județul Giurgiu, ne explică imediat în jurnal ce strategie a folosit alături de cei doi fii ai săi pentru dezvoltarea afacerilor din agricultură. Ați dezvoltat afacerile dumneavoastră în agricultură și într-o altă zonă, și anume pe partea asta de zootehnie. Nu lucrați singur, lucrați cu cei doi băieți ai dumneavoastră și ați ajuns în același timp să aveți o fermă de creștere a bovinelor de carne foarte importantă, aproximativ 800 de animale, dar spun eu că nu numărul e cel care în fond și la urma urmei dictează performanța, ci animalele pe care le aveți acolo, genetica pe care o dezvoltați. Da, unul din băieții mei are o fermă de creștere și reproducție a vacilor de carne Angus, o fermă care, din punctul meu de vedere, se integrează perfect în profilul activității pe care grupul de firme îl are. Și aici a fost ca o extensie și o valorificare a oportunității pe care o dau irigațiile. Faptul că poți să produci porumb cultura a doua ca și furaj principal pentru zootehnie e un lucru fantastic. Am făcut un calcul foarte simplu: pe un hectar de porumb cultură secundară poți produce 40 de tone de porumb siloz împreună cu câteva tone de paie, reprezintă hrana pentru minim 10 vaci cu viței lor pe un an de zile. Vreau să vorbim și despre partea de genetică, pentru că îmi spuneați că lucrați cu o somitate din domeniu și e în același timp o prioritate pentru ferma zootehnică. Da, e adevărat. Prioritatea pe care băiatul meu o are în acest moment este genetica fermei pe care vrea să o dezvolte de vaci Angus. Deja a făcut primele transplanturi de embrioni. Aici a găsit o soluție împreună cu domnul Ochea, care este șeful programului de transplant de embrion din România, în sensul în care au fost cumpărate 7 văcuțe tinere cu genetică superioară și de asemenea au fost importate din America material genetic pentru inseminarea lor, și din aceste văcuțe se face transplantul de embrion direct în aceea zi, funcție de rezultatul recoltării, în 5, 10, 15, 20 de alte vaci care sunt sincronizate și pregătite în aceea zi, și în felul ăsta se evită congelarea embrionilor. Este un, practic este sărită o etapă de risc, da? Pentru că congelarea și decongelarea înseamnă un risc de nereușită a transplantului de embrioni. Tu faci treaba asta foarte ușor și cu alte costuri.